Salutare, salutare, oameni buni, eu sunt Marius Manole, iar voi sunteți pe BTV Plus la o nouă ediție din Întrebarea Mesei Rotunde. Bun, asta este o ediție, cum ar fi și normal să fie, o ediție de knockout, drept pentru care l-am invitat alături de mine pe Beni. Bine, ești practic un uriaș la o masă de pitici? Da, sunt, că... am nimerit chiar la proba knockout. Da, ai nimerit la o probă bună, e mai, cred, e mai ușor la, cred că e mai ușor la tine acolo în ring decât aici la masa noastră. Eu trebuie să spun, să te întreb în primul rând, cum se vede lumea când ești uriaș? Că la pitici spune cum se vede. Să știi că e bine. E bine, nu? E bine să vezi totul de sus, da. Sărăcuț. Nu e rău, nu e rău. Acum trebuie să-ți găsești o iubită pe măsură sau ai găsit, e complicat. Da, am, dar e mai micuță ca mine. Nu, nu glumim aici. Asta este emisiune de plan flat. De plan flat. Beni, ce faci, Beni? Bine. Bine. Ca de fiecare dată, da. Mă mențin cu antrenamente, mâncați sănătos. Uite, acum ți-am dat mâncare sănătoasă. Păi avem pastă de răcustă. E vegetarian. Da, da. Avem mațe crude. Asta poate să sari. Ce mai avem? Frigărui acre. Da. Da, da, cred că calamar am văzut. Mâncare pentru câini, de exemplu. Sănătos, nu? Că sănătos, da. Păi calamar cu zahăr. Aici ați băgat zahăr, ați pus calorii. Ca să-mi stricați dieta. Cum e asta? E musai? Asta cu dieta, adică... Da, în principal trebuie să ne ținem de ea, știi? De obicei când intru în cantonamente mai serioase, când sunt anunțat de meciuri mai serioase, intru în cantonament și încep și nutriția cu cântărit, mâncare, cu mâncat sănătos, fără zahăr, fără făină. Dar tu crezi că mănânci o salată care să aibă 4 kg? Mare, da! Dar tot, tu crezi să mănânci foarte mult, nu? Da, tot de e fapt. Mult. Dar ia simt de curiozitate, nici nu se uită oamenii la noi. Cum arată, adică ce mănânci tu într-o zi? Cum îți... Într-o zi liberă sau... Hai să zic într-o zi liberă. Într-o zi, într-o în care zi... nu ai... Da, da. Și nu, nici nu se vede perspectivă. Da, da. Mănânc o omletă dimineața de 4 ouă, 5 ouă. Pe acolo mă învârși eu, deci da. Sunt... A, da, deci stai bine. Da. Așa? Da, un bol de ovăz, cam 100 de grame de ovăz, cu lapte de migdale. Deci ovăzul e. Ovăz, da. Ovăz, că tot nu știam care cerele se mănâncă dimineața. Da, da. Deci ovăz. Da. Și ies cu proteină. Proteină? Da, adaug proteină în el, știi? Dar proteina asta face ceva? Că ajută, tot, da. Eu tot fac sport și după aia tot mă pune unii să iau, să beau proteină de cânepă. Nu ei, nu? Ba da, beau de aia de cânepă. De cânepă. Bio, de cânepă. Da, eu am și eu meciurile mele pe care trebuie să le duc cânepă. Trebuie să încerc și eu asta proteină. E bio de cânepă, da. Nu, care alte au zahăr adăugat, au... Serios. Nu, serios. Așa. Așa. Proteine, nu mai râdeți acolo în studio, vă rog eu frumos, păstrați niște dacă să le editați de emisiune serioasă. Așa. După care vine prânzul, știi? Și atunci... Vine repede, la 3 ore, practic. Repede, să știi, de multe ori, chiar repede. Și mănânc un steak. Steak. Așa. 200 de grame, cam așa, 300 de grame. Așa. Așa, cu orez, gar... No. Păi zic că dacă sunt liber, știi? Ah, da, bine. Așa, un orez cu legume, un risotto, ceva, o salată lângă, după care vine o gustare. Așa. Și gata, un iaurt. Seara la fel, pește sau iar carne. Mănânci de 3 ori pe zi? Da, de 4 ori de multe ori. 4 ori pe zi? Și mai fac și cheat-uri. Cum? Mai fac cheat-uri. Ce e asta? Cheat-uri, adică mai înșel. Ah, mai înșel. Da, mai văd câte o prăjitură, mai văd câte un ecler. Și... Mm-hmm. Păi și cât o să ții așa? Toată viața o să ții așa? Mai, nu. Dar voi când se oprește? Noi acum, dar oameni buni, dacă nu știți, noi suntem acum de mult cu campion K1. Acum, mama, știu că te uiți tu la emisiune, că nu, e vor prezi de fiul tău, că ar fi penibil să nu te uiți. Ca să înțeleagă și mama mea, K1, e box? Nu. Mama nu e box? Nu e box, dar e mai rău ca boxul, după părerea mea. Visul al urmei a fost ca eu să fac K1. Da. Dar s-a uitat la înălțime când am așa zis, nu e. Erai bun la categorie mică, agil. Ce la categorie, bă, dacă făcea la... Bang, bang, a doua. Deci nu e, nu. Deci, dar sunt și de ăștia mici? Da, sunt categorii de pe la 60 ceva de kilograme. Până păi eu așa zici. Plus, păi asta, erai dacă bun. Dacă nu s-a așa ca pană, dar arată așa. Pană. Dar arată așa, nu? Bă, n-arăți rău. De păi și atunci cum n-ai bă? Și cum? A, dar se bat între ei. Se bat între ei, da. E ciudat să... Da, 60 cu 60. 70 cu 70, tot așa. La tine cât e categoria? Plus 95, adică nu se mai... Nu se fără număr. Cu... Păi și dacă îți vine unul care e de două ori cât tine... Da, te bați cu el, da. Dar e vorba de tehnică? Sau da. De greutate acolo? Nu, e vorba de tehnică. Asta e primul lucru, da. Tehnica, după care, evident, intervine și greutatea, masa, adică cu cât ești mai greu, cu atât ai un avantaj mai mare, dar scazi pe partea vitezei, știi? Bun, mai vorbim că mai vreau să aflu lucruri, dar să spun așa. Suntem aici, e un joc. Un joculeț, mă rog, el stupid așa în felul lui, dar tot... Da, interesant. Da, interesant, exact. Și un joc care noi îl folosim ca pretext. Deci,
Întrebarea mea este, avem multe feluri de mâncare, diferite. Da. Avem pregătit niște întrebări, bine, așa, da. Poți să le și ei. Da. Și regula e așa, eu spun ție o întrebare, dacă răspunzi, nu mănânci. Dacă răspund, nu mănânci. Da. Iar dacă nu răspunzi, mănânci. La fel și tu, pui mie o întrebare, dacă eu răspund, da, mănânc, dacă exact, nu. Exact. A, așa. Păi hai ca să nu-i mai ținem, oamenii stau la, cu sufletul la gură la emisiunea asta. Abia așteaptă, nu? Măi, este o tensiune. Să afle lucruri despre da, oameni. Da, este o tensiune și o, o vibrație în fața ecranelor. Eu îți spun, dacă sunt 10 oameni. Bun, încep eu primul. Nu, încep tu primul. Încep eu primul? Da, încep tu primul. Hai. Aleg stai bun, random așa? Alegem un fel de mâncare pe care crezi tu că aha, mi-ar plăcea mie să mor fier. Da, uite aia. Asta, mață. Dacă tot ai zis de ea. Când ai meci? Peste vreo 2-3 luni. Bine, mă duc la biserică, să vedem. Te rog. Uite, care a venit. Așa. Aha, mișto întrebare. Ia. Care este pentru tine cel mai antipatic personaj din România? Ululu, muică, unde te-ai dus? Pe față, cărțile pe față. Măi, în momentul ăsta, în momentul ăsta este... Nu mănânci? Stai să mă... Este... O influenceriță, cred că se cheamă, nu știu cum se cheamă, sincer. Oana Lovin se cheamă. Oana? Lovin. Lovin? Da, nu știi cine. Nu știu. Da. Mie mi-e simpatică e așa. Adică e o fată frumoasă. Dar în același timp? În același timp face niște lucruri care te pur și simplu te cutremură. Și aici, cred că momentul ăsta pentru mine, în momentul ăsta, ăsta e. N-am ce să fac. Da, îmi pare rău. Bun, cu ce vedetă feminină, cu ce vedetă feminină din România, ți-ar plăcea? Ce? Mi-ar plăcea ce? Mi-ar plăcea multe zile, mi-ar plăcea mie multe, dar ST. Da. Uite, nu înțeleg ce scrie aici. ST înfrunți. Da. Într-un one night stand. Vedetă feminină din România. Și tocmai spune Oana Lovin, trebuie ca să spun. E drăguță și frumoasă, are niște ochi superbi. Deci? Mai înalt așa. Ce mănânc? Hai mă, nu poți să spui care... Ce vrei să mănânc? Păi hai să văd. Ce ai vrea să mănânc, în caz că nu răspund? Iată. Tot asta? Păi cine stă pe groapa altuia, băiatule, ca de sigur în ea. Deci, vedete, dar cum ar trebui să fie înaltă, scund? Să fie sau... frumoasă. Frumoasă, frumoasă, ce frumoasă. Frumoasă? Frumoasă. Adică blondă, brunetă. A fost și blondă și brunetă. Așa? Da, știi despre ce. Da, da, da. S-o bați ușor. S-o bați ușor. Da. Nu, e o glumă, doamne, vă rog frumos. Vă rog mult. În sens, s-o bați ușor la cărți, da, la... Da, asta vreau să... Gin Rumi este că el joacă foarte, știu, joacă Gin Rumi. Da, da. Da, mult. Whisky, așa. Așa, deci. Sunt mai multe vedete frumoase cu care... Stile pe toate, da, că din da, trei cade un. Una, nu? Hai să zic Antonia. Antonia. Da. Deci te luci Belea cu... unde ești? Te bate belea numai, deci sare. Vai de mine. A început și... Kickbox acum, cred că... A început da. Sunteți prieteni, sper. Vă rog eu mult. Da, da, te rog eu prietenul meu. Am mai fost întrebat odată și am răspuns același lucru. Dar pentru el asta mi e o mândrie. Pare, da, mi tu se pare că frumos. E cam cea mai frumoasă vedetă feminină din România și atunci, evident, știi? Da, e și înăltuță. Da. E și înăltuță și nuță. A, acum pentru asta Alex. E, Alex, da. Pentru tine asta e o mândrie. Să știi că ai o femeie lângă tine pe care și-o doresc... Mai mulți. Păi, dar dacă spuneai... Cred, da. Să ai un urâtă care spune nu vrea nimeni. Nu puteam să zic cu Oana. Dar nicio femeie nu e urâtă. Nu puteai spune, da. Dar nicio femeie nu e urâtă, să știți. Din punctul meu de vedere. Da. Pentru că... Fiecare are frumusețe. Frumusețea e interior. Fiecare. Așa. Deci, nu mănânci. Hai să mergem cu o întrebare mai departe. Cine a pus ultimul? Eu am pus cu Antonia. Da, sunt eu, nu? Antonia. Poți să-mi aleg eu sau o fac așa? E o libertate aici maximă. Da? Da. Mamă, asta e mișto. Ia. Care este cel mai ciudat talent al tău? Ceva care nu știe multă lume. Ai obiceiuri, faci ceva. Cel mai ciudat talent al meu? Da, da, da. Ai talente ascunse? În afară de faptul că ești păi actor. Am și în cea culoare talent. În afară de faptul că ești actor. În cea culoare ai talent. Bine, să ai un talent al tău. Iartă-mă. Băi, nu prea am. În afară că gătesc, dar nu gătesc bine. Gătesc și eu ca omul. În rest, a, fac patul bine. Da? Da. Adică? Adică îl fac curat așa, netezez frumos. Fac curat în casă, bine.
N-am niciun talent, frate. Nu? Cânți, nu am cânți. Monolog, chiar am un monolog așa. N-am niciun, sunt cea mai ștearsă cunoștința mea. N-am niciun talent. Nu desenez, nu mă mișc, nu... Vocea mea sună groaznic, deci sunt persoana foarte bună ca să mă votați în continuare orice. Votați-mă, votați-mă, ce votați-mă. Ce vezi voi, nu? Ce faci, da. N-am nici... A, poate că am un talent. Nu, n-am. Al comunicării, să zic, dar sunt talent. E talent. Că uite, noi ne-am cunoscut acum, parcă ne-am cunoaște mai de mult. Da, să știi că am impresia asta. Da, deci nu. Cred că ăsta e un talent, că pot să zic așa, că... Na, dar în rest, nu prea. E o chestie nativă, un talent. Da. Ia să văd eu la tine. Deci nu mă duc. Da, hai să gust, că vreau să gust. Serios? Da, da, da. Ce? Uite asta verde, pasta asta. Mamă, mamă. Bună? Ce? Mă, să știi că pe o bucățică de pâine. Prăjit așa? Bine, e cleioasă așa. Plăcusă, nu? E cleioasă, seamănă cu... cu aia de să... care... Vrei? Nu. Hai, ia! Nu. Hai, te rog! Nu, mersi. Hai. Mersi, bine. Mersi. Data viitoare. Fă-o pentru. Data viitoare. Pentru o cauză nobilă. Dacă sporturile de contact s-ar interzice... zicem nasul. Pune, da, punem nasurdul. Da, da. Peste noapte. Că peste zi, da, nu s-ar întrupe. Da, adică da. Peste zi ar fi permis, dar peste noapte nu ar mai fi. Prin lege. Ce-ai face? Deci întrebarea asta poți să o spargi în câte vrei tu. Dacă sporturile de contact s-ar interzice. Punct. Peste noapte. Prin lege. Da. Ce-ai face? Prin lege sau peste noapte? Bă, băiatule, bă. Unde te-ai dus, Petrica? Așa. Stai aici, stai aici. Stai, stai, stai. Așa, hai, ce zic? Asta e tot așa, cum, ce talent ai? Cam ce... ce ți-ar plăcea să faci? Ce adică mi-ar plăcea să fac? Da. Nu știu, dacă mă duc în copilărie, voiam să fac, să devin aviator, știi, da. Acum, ce avion trebuie să fie ca să încapi un... Mare. La... să fie un Boeing, Boeing. Da, da. Bucătar? Inginer? Nu, inginer. Bucătar? Inginer, da, inginer, m-a vrut taică-mi mereu. El, dacă e în Nigeria și în Nigeria e... Sunt mulți ingineri, e plin de ingineri. Nu, dar e, industria petrolieră e foarte dezvoltată, petrolul se câștigă mulți bani. Îmi zicea mereu, fă facultatea... Sau... Dar tatăl tău stă aici în România? Nu, e în Nigeria, locuiește acolo, e decanul facultății de politehnică. Îl laudă. A doctorat în limba română cu nota 10. Era. Serios? Da. Mamă, ce tatăl deștept ai. Și... Dar și tu nu s-a transmis. Nu s-a... Ba da, s-a transmis. Ba chiar s-a transmis, să știi. Ba da. Cum stați? Voi aveți timp de asta cu lecturi, cu asta, cu ala? Cu citit, cu asta? Nu. Stai liniștit că nici nu mă umor, nici eu. Nu exagerăm. Adică așa, seara, m-am luat câte un pic. Câte un pic? La teatru? Am fost de vreo două ori. Nu mi-a plăcut, da, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Sunt prieten cu Ipate și cu Strâmilă. Ah, bravo. Și mi-am dorit să-i văd foarte mult și atunci mi-am dat seama că e altceva, știi? E frumos aia, cu da. Joacă comedii, da, fain, da, fain, da, fain. Comedie. Și și doi actori buni, ești și nimeni. Da, da, mișto. Da, bravo. Așa, hai să vedem mai departe. Mai departe îți aleg eu ție un fel de mâncare și o să-ți aleg ăsta, nu știu ce, arată foarte groaznic. Păi? Hă? Tu sau eu? Că tu m-ai întrebat. Eu? Hai cu eu, mi-asum eu această... Da, uite, iau pasta. Pasta? Da. Mâncare de câini? Da. Dar mie îmi place mâncare de câini. Cățelușii? Ai animale, nu? Atunci nu, hai, du-te aici. Ah, nu fi, mă, dar prost eu dacă vorbesc cu ea gura până înainte, mă. Du-te aici, du-te aici. Hai, frigărui de altfel. Du-te aici, du-te aici. Ia. Să nu pui cu... Nu, nu, nu. Care este cea mai subită întrebare pe care o primești când vine vorba de cariera ta? Sunt curios. Știi de ce? Și pe mine mă întreabă. Da? La tine care e? Tot felul. Nu, dar cea mai aia când auzi să-ți repezezi dinții și eu de obicei acum spun la revedere, plec. Dacă mi se pune întrebarea, plec. Că vin la interviu, spun eu de a... La... Întrebarea la noi este așa. Domnul Marius Manuel, de ce teatru? Și îți vin tot felul de astea. De ce nu? Degeaba? Răspuns la de ce teatru? Ce să răspund la întrebarea asta? Că am fost pasionat? Că ce să răspund? De ce teatru? N-am ce să răspund la întrebarea asta. Și o întrebare pe care ți-o pun... Mereu, nu? Da, de ce teatru? De ce teatru? De ce teatru? La tine care e? Mă întreabă tot felul de lucruri. Când te-ai apucat? Păi, dar și eu te-am întrebat mai devreme. E... Da. Păi, dar te întreabă că, greu, băi, măcar greu, la tine... E... Stai să spun ceva, măcar la tine e o meserie. E meserie. O meserie da. Pe care noi nu o cunoaștem. Adică e normal să vin să te întreb totuși...
că e greu, normal că e greu. Da. Ce întrebare asta ți-e greu? Urât, nu știu. Da, miroase, eu m-am descălțat. Adevărul este că, adică nu pot să întreb că e greu, că e greu, îți dai seama, să-i pun. Știi ce, ce mă impresionează pe mine e faptul, nu te uiți la televizor, mă cunoști, se presupune că mă cunoști. Eu? Nu, tu, ci persoana care mă... Și tu mă cunoști, nu mă cunoști. Da, e gravă, mă, Benny, da. Doamne, dar eu cine pe okay, mă, de la Paul, la Ipat, la ăștia. Nu vezi că sunt sânge, mă întreb dacă e greu, dacă doare, dacă... Da. Te doare pentru că... Doare, nu, doamnă, după fiecare cântec, după fiecare de-asta o lovitură, cât un cântec. Dar ai emoții înainte de... Da, am emoții măricele, dar mi se pare normal să ai emoții. Eu am emoții foarte mari. În afară de spectacole, n-am emoții. Știi de ce? Sunt curios pentru că de multe ori joci cam același lucru și ar trebui să-l știi pe de rost, știi? Corect. Ia uite, oameni, bun, are dreptate, vedeți? De ce mai ai emoții? Păi ai emoții, da, ai emoții pentru că în fiecare zi tu ești diferit. Înțelegi? Adică și la tine contează ce ai mâncat în ziua aia, cum ți-e corpul, cum ți-e tonul, cum ești psihic până la urmă, nu? Da. La voi nu e din cap mult? Totul e, 90% e psihicul. Păi vezi, și atunci dacă ai un simt... Și de multe ori adversari care sunt cotați mai bine ca tine, lumea zice că o să pierzi, așa s-a întâmplat și la mine. Dar nu te ambiționează chestia asta? Ba da, te ambiționează. Că mie că și vrei să-ți demonstrezi tuturor că nu e așa. Și că meriți, și că ai muncit, și că ai făcut sacrificii. Îți dorești. Da. Să arăți tuturor că nu e așa, știi? Și când ai emoții, ce faci? Stați voi singuri, eu tot timpul imaginez și la tine. Știi ce se întâmplă? Devin irascibil. Pentru că la noi plecăm, să zic, o săptămână înainte de eveniment și suntem, nu știu, stăm într-un hotel 3-4 zile înainte și atunci încep să cu cât se apropie mai încep să-mi crească încordarea. Încep să-mi crească încordarea, mă enervează orice întrebare care mi se pare mie stupidă, poate ea nu e stupidă, știi? Da. Mă întreabă sora mea, nevastă sau cine, oricine mă întreabă câte ceva, mi se pare. Lasă-mă în pace. Trebuia să știi că Te întreabă unde ești, de fapt te-a întrebat, ai tăiat în hotel? Sau ești bine, da? Ești bine? Da. Cum te simți? Ce cum faci? Ce faci? Da, faci. Da. Și o mă enervează orice, știi? Eu noroc că nu sunt lângă tine, dar... că plec dreapta. Instantaneu. Da, am noroc că emoțiile sunt constructive și atunci când vine momentul... Hai să mai mergem cu o întrebare și după aia mai vreau să spun o întrebare să nu o uiți, să-mi aduci aminte. E legat ceva de copii. Eu pun, da? Tu pui? Da. Numește un personaj din showbiz. Da. Pe care nu-l suporți, pe care l-ai învinge cu plăcere în ring. Pe Alex Velea, că poți nu, să-l aduce. Nu, prietenul meu. Mă, mă doare aici după cap. Cred că am tensiune de la... Numai că m-am uitat la el în sus. Un personaj din showbiz. Da. Nu știu dacă e chiar din showbiz, dar... Dani Mocanu. Aș bate cu plăcere. Nu știu cine e. Puneți-l și mie pe prompter, Dani Mocanu. Lumea... A, e cântăreț. Da, un cântăreț. Jură-te. Manele, da. Da? Bate rău, da. Dar nu știu, nu, mi-e antipatic rău, cum ți-e antipatică. Dar eu n-aș bate, doamne. Uite, eu pe el aș bate. Dar stai puțin, ce cântă? Cântă frumos omul. Da, mi se pare că copilul meu nu ar trebui să deschidă YouTube-ul și să fie el pe primul loc în training. Nu mi se pare corect așa ceva. Dani Mocanu. Da. Ia mă să ascult și Dani Mocanu în final. Uite, am mai câștigat-o în public. Deci pe ăla n-ai bate. Dar dacă te întâlnești cu Dani Mocanu, tu mă fac, bă, știi... Dai mai, adică ți-ai permite să-l, că e... Cât e? Cât tine? Ai vrut să spun, am vrut să zic că dar și-am dat seama. E un michiduț, un tiripliciu, un... Cât tine? Așa. Mă rog, aia mai fost jignit în emisiunea asta, n-am o problemă. Hai, zic că mănânci, hai că gust și cu tine, hai. Fii atent să vezi ce bun e asta, ia să fii. Hai, noroc, doamne aștept. Hai. Fără doamne aștept, dați-a să stai să montaj. E o bunăciune. E bun. Și e vegetarian. Ce mâncăm? N-avem voie. Avem... E o mâncare chiar, de oameni. Adică alți oameni în alte țări mănâncă mâncarea asta. Dar bine, nici n-au ce mâncare ceva. Sincer. Adică cred, nu știu. Că nu înțeleg ce ai mâncare. Hai. Hai, cult. Faci de asta intermittent fasting? Nu. Sunt fomist. Pe eu nu sunt. Face. Nu. De ce? Sunt fomist. Lasă așa. Nu înțeleg. Așa. Acum întrebarea ta. Eu sunt. Sunt da. Cu ultima. The last question. Mișto, întrebare mișto. Ia. Yeah. Dacă ai putea să te reîncarnezi într-un revoluționar celebru, pe cine ai alege? Che Guevara,
Nelson Mandela sau Avram Iancu? Bă, ca să fiu, să nu zică lumea că sar niște partide care sunt tradiționaliste și nu vreau, da? Eu vreau să fiu toate partidele. Da. Pe Avram Iancu le-am. Avram Iancu, nu știu ce a făcut exact. Ce a făcut el? Nu știu nici. Că a fost evoluționar, asta știm. Da. Avionul, Avram Iancu, la Aurel Vlaicu, măi. Avram Iancu a făcut avionul. Bravo, bă. E bine, aici suntem, este o emisiune de intelectuali, dar mai de căsuți, așa, mai, da. Mai așa. De cam, așa, de copii. Deci am mâncat. Am răspuns, am mâncat. Am mâncat. Care este cea mai indecentă propunere primită de la fani? Fani, nu de la fane. De la fani? Așa scrie, așa citesc. Cine a făcut întrebările să fii sănătos. Eu n-am o problemă, dar vreau să știu de la fani. Unde te-ai dus, tăticule, cu emisiunea? Să revină, vă rugăm frumos, că reveniți pe gașul normal. Deci de la fani, fane, poftim. De la fani, fane. Da, de la fani, ori de la fani. Am una mișto. Ia. Bă, mi-a scris de frumos. Curând cineva. Ce? Mâncare pe astea, să lipește, să... Așa. I-a scris de curând cineva că mă admiră foarte mult, mm-hmm, și în același timp e colecționar de șosete murdare. Wow. Și dacă... Poți? Te rog, poți să porți o pereche de șosete exagerat de mult și să mi-o trimiți murdar așa jegoasă că îți trimit nu știu câți bani. Și am zis, bă, what? Ce vrei să faci? Evident nu i-am răspuns. Păi, îți dai seama cum miroase în casă la doamna aia, dacă are multe șosete. Da, cum miroase la mine în casă, dacă era un domn. Deci, fani, fane. Oh. Să-i fieți, nu așa. Așa, bravo. Îți dai seama unde e acolo, acolo e o problemă. Nu? N-am, avem contactul? Să-l sunăm? Eu am șosetele astea piciorușe, nu știu de când. Un ban cinstit. Cine știe, fac un ban cinstit. Dar eu pot să le port, domnul. Uitați, fii atent. Hai, vă spunem generic, Costică. Domnul Costică, uitați, eu pot să port în fiecare... Vă dau câte unele la 3 luni. Adică vă livrez, facem un contract de livrare anuală. 3 luni, banca ai schimbat, nu? Cu 3 luni, pac, mi-am luat o mașină, 3 luni, pac, strâng de o casă, 3 luni și vă dau șosete murdare, am de alea groase, care țin mirosul în ele mult. E ceva foarte rău, doamne, lână, nu mă strică. Nu mai, lână, bumbac, am de alea de licra, frumoase, care... Doamne, unde te-ai dus, Manole? Hai, cât hai poți să vedem, pantof? Hai să vedem, 46. Păi de-aia mă, dai seama, șosete mari. Puh, bibate, gata, bine. 2, 3 și... Hai, doamne, ce-ți trebuie. Păi, dacă miroase. Nu vreți nici tu un cap de desa, mai doi în locul șosetelor ăla, vă rog eu. Ia, ia să vedem miel? Întrebarea. Ha? E miel? Nu știu, probabil că vine paște. Păi și cum, întrebarea mea, pui tu sau...? Întrebarea ți-o pun eu. Dacă răspunzi, mănânc eu. Nu cred. Ba da. Dacă nu răspunzi, mănânci tu. O să răspunzi, parcă te și văd. Dacă ai o întrebare ușoară, să vedeți de ce. Mamă, mi-e frică, să știi. Dar n-ai fost la concursul ăsta la Mister? Nu. N-ai fost la Mister? Nu, de ce? Nu știu, mă gândesc. Cel sunt de Mister, se pare că... Bă, asta, ești de Mister, eu pot să mă duc direct la Belu. În tinerețe. Da. Care, mă, în tinerețe, că acum ai tânăr. Ați nebunit. În tinerețe, înainte de a te căsători. Da. Uite, dacă citeam și eu înainte întrebările, știam și eu niște lucruri. Te dez... Ce zice? A, în tinerețe, înainte de a te căsători, când te dezbrăcai cel mai des? Când auzeai, of, măcar salariul, sper că îl ai mare. Așa da, așa nu. Dumnezeule, pot să chem o prietenă să mă ajute? Adică te dezbrăcai când cineva spunea... Stai, mă. În tinerețe, înainte de a... Da. În tinerețe, înainte de a te căsători, când te dezbrăcai, ce auzi... Bă! Ce se întâmplă? Analfabetismul funcțional există în România. E printre noi. E chiar aici. E chiar lângă Beni. E la masa rotundă. E chiar la masa rotundă. Exact. Bun, înainte, deci de tineriță înainte de a te căsători, când te dezbrăcai, când te dezbrăcai, ce auzeai cel mai des? Of, măcar salariul sper să-l ai mare. Bă, bune. Adică nu e evident. E mitul ăla cu... Dar nu e, dar, nu și nu e? bun. Of, măcar salariul... A, păi da, e da, of. Da.
Măcar salariul sper că l-ai mare. Așa da, așa da. Așa da. Așa nu. Așa nu. Nu cred că. Dumnezeule, poți să chem o prietenă să mă ajute? În tinerețe? Da, păi dar doar nu se mișorează la nu e ca înălțimea. Dar ce e doar, nu e ca și cum ai intrat în fiecare zi într-o cadu cu apă aici. În tinerețe, mamă, mamă, în tinerețe. Fii atent cât a spat acolo de mamă. În tinerețe, da. Ce auzi aici cel mai des? Așa da. Așa da? Da. Eu te va, nu e bine. Eu am auzit așa nu. E bine așa da? E dar bine. Am auzit și aia ultima. Cum e? Ultima? Dumnezeule, poți să chem o prietenă? Păi și-a chemat. Păi, da, nu știu la ce se referea, știi? Că eram prea mare, știi? Păi probabil că la... Probabil păi la asta, că erai să mă manevre, și... nu? Păi, da, ca să te întoarcă pe parte pe alta, dacă e să... Na. Să nu pot să mă ridic. Să te țină... Bine, să mă țină. Să te țină dacă are... Na, eu știu ce măscări voia să facă cu tine. Nu știu, eu nu mă bag la asta. Deci eu trebuie să mănânc acum asta, Beniu. Datorită ție. Păi dar nu, uite-te, uite-te că merg. Hă? Ia, ia puțin. Mamă, e scârboasă rău. Cum miroase? Ce miroase? Rău. Rău. Păi da, bine n-avea de unde, că nu crezi că aici sunt oameni compi. Hello! Dă să mănânc cartonul ăsta din gură. Să ling de pe cartonul ăsta. Mamă, bun. Nu mânca, nu mânca. Te rog, te las să nu mânc. Puteai să nu răspunzi. Te las să nu răspunzi. Și să mănânc eu dacă e bun. Băi, chiar nu e bun. Adică are un gust foarte rău. Scuip, scuip. Beni, n-am să te uit pentru asta. Dacă ai mai veni eu o dată la un concert de-a tot, ok, mă. Da? Nu e concert prostul, e bătaie. Te duci la concerte? Mai merg, da, uite. Dar ieși? Că... Acum nu mai ieși, că suntem închiși, dar înainte ieși ai? Mai ieși. Îți permiteai așa să... Asta, țigări, băutură, droguri? Mult. Măi, Beni, suntem la televiziune... N-ai zis că e o emisiune în care... Am zis, dar știi cum stă pe noi ochii, poliția? Doamne, ferește. Deci îți permiteai de asta, îți mai permiteai, m-am dat scârpă. Acum știi cum e, o viață un concert și o masă și o par de vin. Nimeni. Dar te, ești prieten cu ăștia din K1 de peste hotale? Da. Vă scrieți? Da. Nu ne scriem, ne căutăm, dar ținem o relație bună, am încercat și mereu. Și după ce vă bateți s-a întâmplat vreodată să ieși la o bere cu cineva? Da. Nu da. Cred. Ba da. După ce te-ai bătut, s-ai ba bătut? Da, ba da, m-am bătut cu cineva, l-am bătut. Da. Și am avut un meci de centură mondială și am rămas într-o relație destul de bun și l-am întrebat dacă vrea să mă ajute, să vină să mă ajute și a venit în România să mă ajute. Serios? Și a stat aici, cred că 4 zile, 5 zile. Ce frumos! Mișto! Bravo, nu? Vezi? Da, foarte sportiv. Și întrebarea finală, când vine și anume centura? Prrrr, face! Sper cât de curând. Când ar trebui să fim cu ochii pe... Undeva în vară, mai, iunie, iulie. August. La voi să ține cu pandemia asta? Asta, ultimul meci pe care l-am avut a fost în decembrie, a fost fără public. Uh-huh. Urât, horror, urât, urât rău, urât rău. Adică am mai făcut... Te băteai degeaba. Da, am avut un meci cu Bad Hari, cel mai faimos kickboxer din lume, ever. Uh-huh. Și la meciul anterior pe care l-a avut el, am asistat, am fost în sală, erau 32.000 de oameni, luminițe, public, se ridica porul pe tine. Și am avut și eu meci cu el. După nimic, un an. Nu s-a ridicat nimic. Gol, nimeni. O amintire da. Mișto, am și câștigat. O amintire mișto, am bătut o legendă, dar n-a fost, știi? Ce păcat. Și avem promisiunea că în vară se va face un eveniment. Ei sper să fie cu public, măcar 30%. Ar trebui să fie un meci de centură. Așa mi s-a promis după ce am câștigat cu Bada Hari, cu legenda, mm-hmm. cu numărul 2. Acum știi cum e, nu ține de mine. Ține de da. Sus, de ei de acolo, te bat cu el, cu el. Să știi că noi purtăm noroc. Sper să aduc centura acasă și evident... Ne chești pe noi la petrecerile astea. O punem pe masă aici. O punem pe masă aici și dăm petrecere. Oameni buni, n-avem altceva de făcut decât să ne gândim să așteptăm până în mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Sperăm să nu fie chiar așa de mult. Să ținem pumnii lui Beni, să câștige, să vină cu centura acasă, că până la urmă o aduce țării noastre, că noi am și investit mult în el și da. Merităm. Pe de altă parte, eu vă spun acum că ăsta e finalul sezonului Mesei Rotunde, întrebarea Mesei Rotunde. E final de ediție, așa că să ne revedem curând cu bine. Stați pe lângă noi, stați pe aici, mai dați click din când în când, mai revedeți.
mai, da, că mai revedeți ediții anterioare dacă vă doare sufletul, dacă vă plângeți mult de dor. Și uite așa vă trece, vă mai alinăm dorul. Sunt Marius Manole, voi sunteți pe Poter de Plus, a fost cu noi Beni, baftă Beni cu scintura. La revedere!